Cartea este concepută special pentru cei mici, fiind bogat ilustrată de Mihai Alexandru Mihail. Potrivit lui Adrian Cioroianu, Maria României, regina care a iubit viața și patria, este prima din colecția de 8 cărți dedicate regalității române. Cel de-al doilea volum dedicat regelui Carol I, urmând să fie lansat în luna noiembrie, la târgul de carte Gaudeamus. E un proiect la care lucrez alături de absolvenți ai Facultății de Istorie și sunt tineri pe care mizăm pentru că istoria merge mai departe. Sunt tineri care scriu frumos, tineri cărora le place istoria și pentru noi ca profesori ceva mai experimentați, vă dați seama, e o mare bucurie să vezi că din urmă vine o generație de tineri foarte apropiați de istoria națională. Mihaela Simina, cel de-al doilea autor al volumului lansat la Mangalia, afirmă că a încercat să îmbrace conținutul volumului bogat ilustrat într-o formă potrivită gustului celor mici, încercând să arate și respectul uman al reginei. Informațiile, deși sunt prezentate într-o formă cât mai simplă și cât mai concisă, documentarea este una foarte serioasă în spate. Fiecare detaliu pe care îl găsiți în carte, chiar dacă e mai amuzant, chiar dacă poate părea desprins din zona mondenă, este foarte bine documentat. Am mai desprins eu o idee pe care am încercat să o sugerez, că și regii și reginele sunt până la urmă tot oameni. De aceea am și căutat să surprind foarte multe dintre acele aspecte care îi fac umani și care apropie foarte, foarte mult de sufletul unui copil sau de mintea unui copil. În finalul întâlnirii de la Târgul de Carte, cei doi autori au oferit autografe zecilor de admiratori prezenți la Casa de Cultură Mangalia.